ce? Pentru că o mare parte dintre dumneavoastră a spus marți la audiență și rămăsese să ne lăsați o perioadă de timp să verificăm dacă ceea ce a spus noastră alaltă este adevărat sau nu și să întrebăm instituțiile care sunt implicate în acest proces de retrocedare, respectiv Silvicu, dacă, dat fiind acel răspuns de la DNA, sunt de acord ca să vă pună în posesie. Nu ne-ați lăsat. Ați venit astăzi, deși ați văzut că am avut treabă și de asemenea la 12 am o altă întâlnire. La 1 am o altă... Vă rog eu frumos, vă dau cuvântul, lăsați-mă să vorbesc, da? Ați venit astăzi ca să discutăm. Eu nu știu ce credeți noastră că putem noi să facem într-o zi, pentru că de o zi discutăm, că de marți până joi e doar o zi, miercuri. Dar sunt la dispoziția noastră și vă ascult. Ce v-am rugat eu? Să urci o singură persoană de la noastră ca să-mi spună ce probleme mai aveți față de marți, că ce ne-a spus marți, am recepționat și am promis să vă rezolvăm în 2 săptămâni. Cel puțin așa a discutat cu domnul Constantin. Da, da. Întrebarea mea este clară. Stabiliți pe cineva care să vorbească și vă ascult. Promisiune. La promisiunea mea. V-am rugat. Deci cine vorbește? O singură persoană, vă rog frumos. Eu am fost aici când am folosit domnul Constantin. Dacă m-am dus la domnul Nenea, la care îl vedeți dumneavoastră acolo, unei ticuși cu astea, să resti la mine. Datorită că, că nu, domnule, noi mergem numai la domnul prefect, că prefectul dumneavoastră a folosit 9 figuri aici și că aduceți scris hârtia când se pun de-a doua, două. Promisiunea dumneavoastră. M-am uitat. Bun, ascultați-mă puțin. Deci, să fie foarte clar, sau cred că sunteți și noi la fel de conviși ca și mine, sau ca și reprezentanții presii. Deci nu prefectul vă pune în posesie. Nu. Bun. Noi am avut niște discuții referitor la faptul că Silvicu a susținut că atâta timp cât o parte din noastră, nu toți, o parte din noastră sunt în anchetă penală, nu se poate pune în discuție problema reprocedării. Ne-a venit acea adresă de la DNA, din care reiese foarte clar că nu sunteți. Ați văzut adresa, da? Da. Ați intrat toți în posesia acelei gătii. Pentru că noi, ca și instituție, ca să putem elibera o hârtie, trebuie să ne solicitați. Am solicitat. Când a solicitat? Măi, omule. Atunci am știut ea. Deci, acea adresă. Deci e o procedură, discutăm de instituții publice, eu vă înțeleg și am spus și am promis că vă sprijin ca să intrați în posesie, numai că trebuie să respectăm legea, asta este. Deci acea solicitare a noastră prin care ne solicitați răspuns o să vă vină așa cum prevede legislația în vigoare, acasă, prin poștă, prin adresă scrisă. Nu se poate așa. Nu mai una. Nu vă ajută cu nimic pentru că tot noi, tot instituția prefectului trebuie să solicite Rom Silvei, dat fiind acea adresă. Numai că acea solicitare nu se face dându-i un telefon sau punându-i hârtia, ci trebuie în ședința care este pe 15, de-aia v-am cerut 2 săptămâni. Deci noi pe 15, care stăm când eu, vineri săptămâna viitoare, avem o întâlnire în care, la ordinea de zi, la Comisia Județeană de Aplicare a legii 18, o să discutăm despre această adresă și o să impunem Silvicului să vă punem posibilitatea.